La bună vedere, prieteni, la momentul de poezie. Întâlnirea cu numărul 801, așa cum deja știți, eu, Armanda Filipine, am selectat alți trei autori, încerc să nu-i repet, v-am promis, și o coloană sonoră, de data aceasta vom avea și voce, e o cantată, semnată Bernardo Pasquini, un compozitor care a trăit între 1637-1710. Iată ce vremuri, dacă ne gândim istoricește ce am citit despre acea epocă. Și compoziția pe care o ascultăm se intitulează Umbra lui Soliman. Deci, iată, suntem cu un compozitor italian într-un spațiu care ne trimite în zona Imperiului Turc. Și primul autor pe care o să vi-l prezint este un francez, Gerard Bayo. Așa, fără nicio legătură, cu toate că o să vedeți cumva, cumva apar legăturile, măcar din punct de vedere lingvistic sau chiar mai mult decât atât. Asta pentru că primul poem al acestui autor francez, Gerard Bayo, se intitulează De ce umbre? Am găsit acest poem foarte interesant în revista Apostrof de la Cluj-Napoca, numărul 9 din 2006. E adevărat, într-un dialog Gerard Bayo cu Horia Bădescu, traducătorul său în limba română, și mi-a plăcut foarte mult. E ciudat acest poem și te poți duce cu imaginația în tot felul de direcții, ca la poemele Dada. Nici nu știi de unde începe, nici nu știi dacă s-a terminat. De altfel, finalul e cu semnul întrebării. Și haideți să vă zic poemul. Deci, poetul francez, născut în 1936, Gerard Bayeux. De ce umbre descărnate de-am picioarele, șontâc, șontâc, după eliberare, șontăcăind șolduri și raspinării și țeasta atât de grea, atât de grea țeasta, ce veghează nici în jur, nici acolo, veghează și se iubește în lumina lui cea pură, în tine. Iată poemul. Cred că realizați și dumneavoastră că te pune pe gânduri și te obligă să începi să intri în pielea personajului, cum se spune, cu toate că e cam dificil și să-ți dai seama de ce merge șontâc, șontâc, de ce are țeasta atât de grea, ce veghează, cine veghează, cine se iubește și cine e celălalt, că e în tine, în tine, iată, deja, deja depășim spațiul simplității cu foarte mult, cu prea mult. Dar e bine că sunt și asemenea poezii care ne fac să ieșim din comoditate. La fel cum e bine să fie și poezii din spațiul deja obișnuit, poeme cu rimă, poeme dintr-o arie,
să zicem, a acelei frumuseți care nu deranjează, care nu sare în ochi, dar care îți produce o stare de liniște. Așa este poemul din care o să vă citesc, semnat de Virginia Pârvu, din volumul Pur și Simplu, editura PIM, acest an, deci un volum recent. Și poemul este Nostalgie, o să vă citesc doar un fragment și o să vedeți că te simți confortabil în acest poem și chiar ai vrea să mai citești. Mai dăm pentru o clipă mirarea din sufletul pur de copil, când zorii de zi și înserarea treceau totdeauna tiptil, iar floarea salcâmului alb, mireasmă de vis, răspândea, punând pe-a pământului salbă în fiecare an câte o stea. E drăgălaș și această stare, așa cum spune și titlul, nostalgică, trimiterea la copilărie binevenită, mai ales pentru cei care încearcă să uite. Da, noi nu uităm. Și nu uităm nici de poeții care nu mai sunt printre noi. Iată, cel de-al treilea autor, Antonio Cabrera, a plecat dintre noi în 2017, un spaniol născut în 1958, pe care i-am găsit câteva versuri foarte frumoase, îmi plac foarte mult și o să vă explic de ce. În revista Curtea de Argeș, numărul 1 din acest an. Sunt mai mulți autori acolo și doi traducători, eu am să citesc numele unuia dintre ei, Gabriela Căluțiu Sonnenberg. Deci autorul, regretatul spaniol Antonio Cabrera și poemul O secundă. Am mâinile reci, am ieșit în stradă, am rezolvat problema aceea banală și m-am întors acasă ca să-mi ocup din nou locul la masa aceasta. Am observat atunci frigul din mâinile mele, semn ce mă preocupă probabil fără rost, pentru că nu contează prea mult să ai mâinile înghețate. Acest noiembrie rece mi s-a depus pe mâini, nimic mai mult. Sunt eu. Văd vaza aceasta simplă, grecească și o seară obișnuită, care mă înconjoară în fulgerul secundei, mintea mi întrezărește prin ceți prevestitoare o foaie gri pe care stă scris numele meu, tăiat apoi cu însăși cerneala celui din urmă ger. Și în această simplitate m-am transpus ca un actor și am încercat să-mi dau seama de ce gerul pe mâini, cum era vaza grecească. Și zău dacă mă deranjează că această voce cântă despre Soliman și despre umbra lui. Și repet numele celui de-al treilea poet, Antonio Cabrera, 1958-2017, Spania. Iată, poeți care merită căutați, chiar dacă nu sunt din spațiul nostru sau poate cu atât mai mult spațiile acestea culturale depărtate sunt uneori atât de aproape și e atât de bine să faci călătorii, iată, chiar virtuale, nu? Și cu ajutorul muzicii și cu ajutorul poeziei și zic eu că v-am mai dat niște teme de gândit și cred că alte nume pe care să le așezați
în carnețelul acela de teme, cum ar veni, nu? To-do list, cum spuneam noi la un moment dat la școală. Deci ceva de făcut. Sper că veți face și dumneavoastră călătoria prin lumea poeziei și veți citi, așa cum fac și eu, cu voce tare sau în vocea interioară, ca să vă bucurați și singur. Da, ne putem bucura așa și împreună. Momentele de poezie le puteți regăsi oricând și v-am zis, nu-i nevoie să mă priviți, e destul să ascultați și dacă vă place să căutați și dumneavoastră, v-am sugerat de unde le iau, mulți autori au și pagini Facebook, așa că mai găsiți și în paginile lor poezii, cei care postează pe acolo, da, sunt, slavă Domnului, reviste pe internet, multe au site. Dacă n-au site, oricum, le găsiți, găsiți și la librării, dragii mei, destule volume. Și am mai zis și îmi place să repet, clasicii, chiar dacă nu mai sunt printre noi, rămân în continuare valoroși, așa că ne putem întoarce oricând și la poezia aceea care a consacrat domeniul și ce bine a făcut. Bucurii, dragii mei, poezia, muzica bună, mai ales în această lume care nu-și prea găsește sensul și ne tot dă cu tifla, încercând să ne dea alte repere și alte direcții. Noi nu uităm care e direcția cea bună și, din punct de vedere literar, chiar încercăm să găsim drumul cu acul acela frumos al busolei care arată întotdeauna ce trebuie. Așa că, în momentul în care vă găsiți cadența, o să descoperiți singur și poezia care vă vine bine pe sufletul dumneavoastră. Din tot ce citesc eu, e imposibil să nu vă alegeți și dumneavoastră câteva nume noi, pentru că, nu-i așa, e bine să mai lărgim drumul, să mai lărgim spectrul, să ducem orizontul acolo unde e locul. Așa că vom continua momentele de poezie și sper că data viitoare să nu mai vorbesc atât de mult, toate bune!